și celălalt între 3,45 7,6. Da? Deci ați înțeles ce s-a urmat. Practic, grupa din care se repete, 57, 57, știm exact cum apare. Bun. Scrieți cea de-a 2017-a 10 mai. Da, 6. Da. 6. Urma. 6. Nu știu, bă. Scrieți cea de-a. Asta a fost3,27 și 4, 3, 2, 5 în derivate. Aș vrea să iar face aceeași greșeală. Deci nici n-am pus întrebarea și tu știi. Dar știi tu ce vreau să întreb? Da. Păi nu știai. Aș vrea să-mi găsiți zecimala a 200-a. De pe poziția 200. O să fac 200 minus 3. Minus cât? O secundă. Deci, atenție, am cerut zecimala de pe poziția 200. Vezi, Daria? Știi? Ia okay. Cum la sus, știi? Cum să le împărțim pe 200 la 4, adică la 10 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 Da, vede? Scădem 20 mai. Da, scădem 20 mai. Da, ai știut, te-am văzut foarte bine. Nu fi dezamăgit. Ai scăzut, ai zis că 20 mai. Și de acum împar la 4. Și dacă se împarte exact? Și dacă se împarte exact, atunci... Hai să vedem. Concret? Aici. Împărțim? Pe cine am împărțit? 191. 191. Împărțit la 4. Și face 4, 16. 38. Deci face 36. Rest 3, da? Da. Rest 2. 8. Da. Rest 2. Da. Și o să fie 3. O să fie 3. O să fie 3. Da, 3. Normal, corect. Dacă aveam 49, eram 4. Dacă ar fi fost numai 49, dacă s-ar fi împărțit exact? Care era 10 mai? 5, corect. Avea 5, dacă era de 2 ani, mai pui 2. Dacă ar fi fost reșul. Dacă s-a împărțit exact. Pentru că, domn profesor, n-am cum să am restul mai mare decât, n-am voie să am restul mai mare decât 4. Deci, dacă ar fi fost 10, ca să fiu foarte ușor. Dacă ar fi fost restul 10? Nu, dacă aș fi cerut a 10-a, a 10-a decimală. Corect. 10 minus 10 minus 2, 8, împărțit la 4, 20. Dacă 5. Deci se face împărțirea exact? Și atunci puneam o dată grupul din 4 și o dată grupul din 4. N-am pus să am restul cât 4 sau mai mare decât 4. Deci, când restul este 0 la împărțire. Ultima. Ultima ce? Că restul e 1? Prima. Că restul e 2? A doua. Că restul e 3? A treia. Și că restul e 4? A sau 0? 4 sau 0? Deci? Ultima. Dar nu se e 4. Dar nu se e 4. Dar nu se e 4 prin 4. Și a fost 491. Așa. Deci când restul este 0, înseamnă că este ultima. Este ultima. Când restul e 1, prima, restul 2, a doua, a treia, așa. Da? Deci aceste lucruri
Sigur, este un antrenament care merită, după ceea ce mi s-a cerut în ieșiți aici. Eu mă puteam opri aici. Vreau să, să fiți lângă mine, să observați cum încerc să dirijez lucrurile. Eu, ca un rezolvitor disciplinar, fac ieșiți. Am terminat ieșiți și m-am dus deoparte și stau liniștit. Altă ieșiți, altă întrebare, apropo de Iordache, cu da. Parlament. Altă întrebare. Și fac că ieșiți unul după altul. Dar povestea este asta. Ce încerc să vă fac este să înțelegeți mai mult decât ieșiți în sine. A, modul de a gândi, modul de a raționa mă interesează foarte mult. Și aici eu n-am făcut altceva decât de la ieșiți ăsta, care e atât de simplu, 6-6-6 pe cel poziții, am gândit repede să vă dau un număr periodic mixt. Care a fost secretul? Să scădem pe 2 odată. Ca și să mai fie cele din... Te-am simțit cât de repede foarte repede. Și de aceea te-am sancționat. Acum știu. Bine. Asta este bine. Important. Bine. Dar important este să, ca antrenament, să înțelegem că măsurăm de 2 ori și cum da. Tăiem calculatorii, da? Ela, da. Precum la cunoștință. Acum tot mi-e gândit. Ce, dar vrei să-și ajutam la așa energie? Dar mie nu mi-e lăsat. Mie mi-e dat doar o părere. Lasă că
Da? Aici tu ce mi-ai dat? Ar vrea să-mi spui ce mi-ai dat tu acolo. Ce mi-a dat? Toți au voie să gândească. Sutim de mii. Sutim de mii. Da? 731 de sutim de mii, pentru că sunt 2, 4, 5. Cine are 50 bani? 100 de mii. 100 de mii, 10 la 5. Și tu, Andrei, mi-ai dat? Și tu, Andrei, mi-ai dat? 10 de mii. 10 de mii. Vreau să-mi dați 4,17 milionimi. 17 milionimi. 17 milionimi. 17 milionimi. 4,17. 4,01, 2, 3, 4 și 17. Deci milionime, de la ideea de milionime, înseamnă 10 la 6. Și acest lucru mă ducea spre gândul, spre 6 decimale. Și eu dată, două le-am dat eu 17 și atunci mi-ai făcut 4,01. Da? Vreau să îmi dați 4,6 zecimi de milionimi. 6 zecimi de milionimi. 6 zecimi de milionimi. Da, 6 de 0 și 6. 6 de 0, 6 am zis eu, 6 de 10. 6 de 10 milioane. Da, atunci așa e bine. Da. Deci a zis 0, 6 de 0, 2, 4, 6 și 6, da? Corect. De ce? Pentru că am zis 10 de milioane. 10 de milioane înseamnă 7, 10 la 7. Și eu trebuie să am 7 decimale. 2, 4, 6, 7. S-a înțeles acum. Da. Da? Deci, uitați la ce am plecat. De la chestia să scriem așa și am avansat pentru a înțelege mult mai bine. Păi. Cifra zecimilor, numărul 317,425 este 317,425. Cifra zecimilor. Cifra zecimilor. Este? Dar a zecimilor de milionimi. Zero. Zero. Dar a miimilor. Cinci. A sutimilor doi. Exact. Da? Și a zeci. Da. Trei. Unu, doi, trei. Numărul sutimilor numărului 421,0312 este numărul sutimilor. Câte sutimi avem aici? Nu. 3. Este foarte disciplinat. Da, dar nici n-au știut, au făcut, ai văzut? N-au știut, au făcut. Dar eu vreau să zic, ești mai răcut. Păi nu știu, ești mai răcut. De la 3. 3. Deci, atenție mult, a stat disciplinat și a răspuns foarte rapid. 4. Numărul, tot aici. Vreau să-mi spuneți, pentru numărul 3,0017, câte miime? Zic. 2. Câte? 1. Normal. 1. Mii mi-am spus. Și doi nu era acolo oricum, o diferență vrei să fie copii. Deci mii, una. Ah, okay. Da. Dar pentru numărul 3,003075. Ce să vă zic, domnule? Vreau să-mi spuneți câte zecimi de miimi am aici. Zecimi de miimi? Zecimi de miimi.
Eu dau frate. 10 decimi de 0. Că n-are decimi. Care decimi? A patra. E a patra decimală, așa zici. Decimea de mii. Da. Nu? Am dreptate. De ce? Păi și eu până la el. A, până la el? A, până la el. Mai devreme l-am zis aici. La sutimile 3. Deci aici cât am zis? La sutimile 3. Dar la minim 31. La minim 31. Am greșit aici. Aaaa. 31 de minim, citind tot până la care. Da. Am fost atent. Să clarificăm atunci. Da. Citim totul până la iar. Aha. Da, sunt 30. Așa sunt 30 de mii. Sigur că da. 10 mii. 30 de 10 mii. 3 mii. 3 mii. 30 de 10 de mii. Da. 37? Sutim de mii. Și 3075 milioane. 3075 milioane. Deci atenție copii, da? Bun. Deci, computați foarte bine. Deci, 2, 4, 6. 6. 3.075 de milioane. Citim tot până acolo. Bun. Ia să te mai dați. Deci, nu numai 5 milioane, ci câte sunt? 3.075 de milioane. Citim tot, ați înțeles, da? Bine. Ce are următorul? 3,0125. Câte miime am aici? Atenți, hați zi, dar. 1, 2, 5, 125. Deci miime. 12. Și dumneavoastră a spus că vreau și pe 5. Păi da, dar la a treia. Sutim una. Zecim 0. Da. Sutim 1. Miim 12. Citim tot așa. Acolo a spus că de 3075. Milionim. Milionim. Atenție! Păi 3075 de milionim. Dar până aici, dacă aș fi cerut zecim de miim, zecim de sutim, nu zecim, sutim de miim. Sutim de mii, cât ar fi fost la sutim de mii, mi-ai ieșit? Sus. Aici. Sutim de mii. Câte cifre? 10 la 5 a sutim de mii. 10 la 5. 307. 307. Păi și aici? Minim tot cerut. Păi aici am cerut mii. Doar mii. 10 la 3 înseamnă. 30 mari, David. Mii. Și 10 la 4. Nu. Minim înseamnă 10 la 3. Păi, deci minim înseamnă 10 la 3. A 3. Adică 1000. 1000, corect. 1000. Da. 3. 1000, adică 3 zerouri. Corect. 1000. Și sunt 12. Minim. Vreau să înțelegi așa. Nu. Vreau să fie înțeles chestia asta. Că degeaba vorbim aici, dar nu înțelegi cum trebuie. Uitați-vă. Să zicem aici este 0. Aici am pus pe 1, am pus pe 2, am pus pe 3. Mi-am luat unitatea de măsură. Da? Și am pus câte? 3 întregi, da? Pe al 4-lea întreg, al 4-lea, îl împart în 10. Deci îl împart în 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, să zic așa. Nu, la fază asta știi ce am așteptat un buzat? Mi-am dat să mi-e la mine, deci mi-am dat 10.000. Bun, bun. Dar acum vreau să înțelegem și mai atent. Zice 3,0. 0 zecimi. Deci nu iau o zecime. 0 zecimi. Nici o zecime nu iau. Păi asta. Dacă aș fi zis 3,25 înseamnă că luam 30, 1, 2, 3, iar pe a patra, o pun deoparte și o împart în 10, 3 luam. Păi luam 1, 2, 3 și pe 3 am văzut.
și pe a patra, pardon, e 2, da? Ai dreptate. Una două. Și pe a treia o împart în 10 și aceea pe a treia împărțit în 10, din ea iau 5. Acum, pentru 3,0 înseamnă că nu iau nicio zecime. Pe asta o iau deoparte. De prima zecime. Asta, prima zecime. O împarte câte? 10. Și zic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și iau din asta, din astea de aici, din cele 10, iau pe una, care înseamnă asta, sutimea acum înseamnă. Că fosta zecime împărțită în 10 înseamnă sutime. Și eu iau pe una. Și pe a doua, o iau deoparte pe a doua. Pe a doua, asta e poziția a doua, da? Pe prima am luat-o. Da. Pe a doua împart în 10. Și înseamnă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci pe a doua. Da. O parte în 10. Tot așa se face jos. Da, până jos. Deci, pe asta a doua am împărțit-o în 10 și iau din ele câte iau? Doar două. Două, da? Și pe următoarea, o parte. Două. Și pe a treia o iau de o parte și o parte în 10. Și zic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și acum o parte. Cât îi dau de o parte? 7, 8, 9, 10. Unde ai ajuns? La 7, 5. Iau 5 din la 3. Și le las de o parte. 1, 2, 3, 4, 5. Și acum la care poate? Și din a 6, acum am împart în 10, iar și iau 7. Și la 10, da? Din a 6-a. A 6-a, după 5, vreau 6-a, o parte 10. Și sigur că înseamnă că am luat ăsta de aici, 1. Am luat aici 2. Și încă 5. Adică 125 de... De cine sunt acolo? 125 de... 10 de... 25. Nu-i corect să citim așa? Așa e corect să citim. Deci sunt 125 de mii. Dacă zic până aici, 12, cam un 10 aici. Și 2. Și 2 aici. 12 mii. 12 mii. Am 10 și 2. 12 mii. Ia mai dați-vă un asemenea, dacă vă înțeleg. Da? Deci, reprezentarea asta nu e înțeleasă de copii. De aceea putem greși foarte repede. De aceea, din motivul ăsta, citim așa. Și atunci așa am greșit și noi, să recunoaștem și aici. Aici, dar n-am citit. Da? N-am citit partea de în față. Cine am greșit, să spune că e o mie. Exact, 31 trebuie. 31 de mii. Da? Și așa mai departe. Ei, hai să vedem aici. Hai, acum. Unde acum? La aia cu 0, 312, am zis sutim, nu mii. Am făcut bine. Acolo am zis sutim? Da. Aici era sutim? Și câte sutim sunt? Câte sutim sunt acolo? 42. 42. Ah, da, 40. Nu, zic la următorul. Am citit sutim, nu mii. Dacă am zis sutim, câte sutim sunt? 3. Dacă zic mii, 31 de mii. Și zicim de mii? 312. 312, 10 de mii. Da? Deci sutim sunt doar 3. 3. Mii sunt 31. Sunt cele 30 care înseamnă 30 și că una. Și decim de mii. Și decim de mii sunt? 312. Ba, 312. 312. Atenție. 312, atâta zice. Da. Și dacă ar fi fost... Sutim de mii. Sutim de mii. Ar fost 3.000. 120. Păi, dar am înțeles. Sutim de mii. Da, am înțeles sutim de mii. Deci la sutim de mii mi-ar fi fost 3.120. La sutim de mii, câte zero sunt la sutim de mii? 10 la 5. 5 decimale, da. 2, 4, 5. Corect. Sunt 3.120. Da.
Și la milioni? Și la milioni? Cât erau? 31.200. 31.200. 200. 1.000.000. Da, uitați, dezbaterea asta face bine și face să da. Dragul. Da, la numărul ăla 3.0017, care este sutimea? Câte sutime? 1. 0. 0. 0, dar aici. Da, 3.0. Da, 0. Mai dau încă 1. Ia mai dau. 4.0305.16. Spuneți-mi câte zecimi de mii, zecimi de mii. 300, corect. Zecimi de mii. 300. Zice bine? Zice la bară. Deci 300. Și la sutim de mii, sutim de mii, 3.005. Aici trebuie să mă opresc. Și milionim sunt? 30.056. Și zecim de milionim? 30.056. 300 de mii, 560. Păi dați-mi să răspundă mai dabile, ca să ne convine. Da. Pentru 2.300.005 vreau să-mi spui câte sutimi sunt. 3. Sutimi. Sutim câte 10 ani, câte 0 ora? 2. 30. Așa, pe 30, tot cu 3. Păi zici 3. 30. Nu se nu chestie. Deci undeva. Termini, mănești. A spus că nu se pune 6. Acum se pune și 0 ora. Care 0 îmi spune? Deci se pune, a zis sutim, da? A zis sutim. M-am gândit la suta care are 20. Deci, zecimala de aici, pentru că mi-a plic aici. Și citesc numărul... Nu sunteți acolo, dincolo. Aici. Zecimala care e ochiul plic aici. Și citesc tot ce e după virgulă până la ea. Ai înțeles? Tot ce e după virgulă, cu două zecimale acolo. Și sunt 30. Dacă era acolo, să ne-a zis, da. Ce nu înțelegi tu? Fă-mă să... Acolo era 0-3, da? La acolo unde e? La ăla de față. De aici. De ce nu l-ați dat pe 5? Că așa aici spuneți aici că merge 5. Nu e la fac pe 5, ăsta e 1, 5, 1, 5. A spus 3.005. 3.005? 3.000. Ah, deci 3.005, da, domnul profesor, dar acolo a zis de 10.000 din ei, unde eram la 10.000? 3.005. Când m-am gândit așa, am dat 2, 4, 5, care înseamnă un urmat de 5 zerouri și înseamnă sutim de mii. Da, și ce am dat pe 6, că s-a spus aici, că m-am și pe 0. Totul nu înțeleg. Deci eu n-am luat pe 6? Da, dar la sutim de mii, sutim de mii, înseamnă, sutim de mii, înseamnă un urmat de câte zerouri? 5 zerouri, nu? Asta înseamnă sutim de mii. Și ochiul meu pică pe decimala de pe poziția a 5-a. 1, 2, 3, 4, 5. Acum de-o că și citești numărul. Da, dar am spus că eu și pe ea. Așa a spus aici. Doamne, el se referă că acolo când am spus la sutim, l-am luat și pe 0. Dar acolo, l-am oprit la 5, nu l-am luat și pe 6. Dar acolo, când am spus, acolo am zis sutim de mii. Păi da. Sutimile de mii nu au 6 decimale, au doar 5. 5 de să-l luăm, adică până la 5-a. Da, încă o dată să încerc să mă fac cât se poate de înțeles. Când am zis, dacă întreb așa, câte sutimi avem? Să o luăm ușor. Câte sutimi avem? 3. 3. Aici, da? 3 sutimi. Câte
miimea mea. Păi tu zici 3, dar cu emoții. 3. De ce 3? Îți pică ochiul aici. Pe 0. Nu? Pe 0 ăsta. Și citim tot ce avem în față, tot numărul. Păi până aici sunt 30. Trei sunt sutimi. Dar fiecare sutimi în 10 împărțită... Păi ce n-ați zis de mie? E 300. Păi da. Da! Și acolo de ce nu... Dar nu e același număr, Davide. Analizează 0 ochii. Deci la sutim de mine aici, câte sunt? Sutim de... nu 10, încep să mă obosesc. Deci la fanomii, 10 de mii. 10 de mii sunt 300. Sutim de mii, sutim de mii... Sunt 3.005. 3.005. Citim până acolo, Davide, înțelegi? Păi cu tot cu ea sau fără ea? Cu tot cu ea, Davide. Păi cu tot cu ea, că asta este a câta decimală? A cincea decimală? Exact. 2, 4, 5. A cincea decimală. O iei și pe ea în cap. Ce ți-e mântuit? Hai, până până la ta, Unde am spus-o? O spătrunde, face un pic de efort să înțelegi. Deci noi ne oprim la câte zerouri are după el. Când am zis mii, 3 zerouri. Deci la 3-a. Da? Și când întreb, aici câte mii mai avem? 125. Nu! Am 12.000, da. Am 12.000, mi-am dat. Corect? Da. Că-s 30 mani. Câte zecimi de mii? 1.254. 10.000 câte are? 10 la 3. Minim 10 la 3, da, vedeți? 10.000 10 la 4. Atenție, poate asta nu știi, domn profesor. Și de asta nu-i clar. Zecim la 10... 10.000, 1.000 aici. Dar 10.000 înseamnă... 10.000 înseamnă... 10.000. Uite. 10 și încă 3 zerouri. 4 zerouri sunt total. 4 zerouri, urmăi și eu... Tot 4. Până aici. 2, 3, 4. Așa. Și aici când ajung, întreb. Citesc tot numărul din față până la el. 125 de... Zecimi de... Dar de ce n-am 15? Trebuie să fie 12. 12 ce sunt? 12 ce sunt? Că l-am spus că ne oprim la 5, nu? Acum. Dar la 5 m-am oprit pentru cine? Pentru 10 de mii. Și a zis că n-am spus 12, dar spune 125. Păi da, asta e problema. Dar hai să stăm un pic, da. Și urmărește la ce întrebare pun eu. Când întreb câte sutimi, hai să luăm de nou, câte sutimi sunt? Sutimi aici, numărul ăsta. O singură sutime. Câte mii? 12. Câte zecimi de mii? 125. Corect. Câte sutimi de mii? 1.257. Corect. Corect. Deci toate. Deci la sutimi de mii, care are câte? Sutimi de mii are 5 zerouri. Da? Sutimi de mii înseamnă 1 urmat de 5 zerouri. Atunci, caut și eu la zecimala de pe ordinul 5. Zecimala de pe poziția 5-a. Asta este, dar citesc tot numărul de până la el. 1.257. Ne-am clarificat acum? Întreb aici. Câte zecimi de mii avem aici? Câte zecimi de mii? Zecimi de mii. Zecimi de mii. La numărul ăsta de aici. Zecimi de mii. Da. 3.001. 3.001, zecimi de mii. Câte sutimi de mii? Sutimi de mii. Alex?
Andrei, da. 30.010 sutim de mii. Și câte milioane? Sutim de milioane? 300.105. E clar, nu? Da. Și ca să mă convingem vreo dată, mai insist un pic. În 7,03,0015 întreb câte mii am? 30 de mii. Câte zecimi de mii? 300. Câte sutim de mii? De mii, pe euro. Și câte milioane? 30 de mii? 15. Ai înțeles, da, bine. Da. Bun, gata, deci acum am înțeles. Da? Da. Sigur, nu există o altă soluție, decât răbdare și răbdare. Deci am presiunea că poate eu nu știu de ce îmi primim, 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 mi-am scris aici ce se explice și acasă. Da, da. Avem decât soluția asta, ori de câte ori ne apucăm să facem o treabă. Da, sunt trimis de bine în cap, adică sunt... Profesorul, doar decât o singură alternativă. Răbdare, răbdare și răbdare până când înțelegi mai mult. Asta face dumneavoastră, că nimeni nu face sistemul de învățământ. Dar eu acum am adresat dumneavoastră. Colegilor dumneavoastră vă aduce asta. Da, da. Deci soluție. Că dacă ei înțeleg, învață, plice matematică și vor merge foarte bine dacă înțeleg. Totul se rupe de la școala generală, de la urmat, de la învățătoare. Ei sunt, ați văzut, da, eu, da. Sunt încântat de lecția de astăzi. Corect. Foarte încântat, pentru că ați văzut, am învățat cu 2, cu divizorii, 2 și 5, n-am înțeles nimic. Exact. Mecanică, da. Nu se înțelegea. Abia când am pus, am pătrut. Ați văzut că am pus întrebarea, că ați văzut au lecții lui din anul trecut de ceva? Nu. Da. Și ați văzut că acum au lecții, au înțeles. Și să-i mai și care e rostul lui? Doi ani cu frații echivalente. Deci noi am făcut lucruri spectaculoase. Să scriem un pic de sinteză, nu? Da, da. Ca să scopi un pic. Și anume sinteza unei. Sinteza orei. Numere decimale, ordinale și fracționale, numere fracționale, pardon, fracționale, da, ordinale și decimale. Aici, periodice, simple. Decimale finite. Da. Finite. Și infinite. Și la infinite. Periodice simple. Periodice simple. Și mixte. Da. Periodice mixte. Așa. Și acum, aflarea numărului de zecimale periodice mixte simple. Citirea corectă. Corectă. A citirea corectă a numărului a fracției decimale având
în vedere. Poziția ultimei zecimale. Da. Vedere poziția ultimei zecimale. Adică ultima zecimale pe care o citesc. Sutimim, zecimimim, milionim și mai departe. Ca să știți, citesc tot o față. V-ați văzut că s-a speculat greșeala chiar la noi. Exact, da, 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 da. Am speculat greșeala aceea. Deci să citim totul de după virgulă, tot numărul acela. Corect. Până la ultima zecimală la care fac referire. Sutimim, milionim, zecimim, milionim și mai departe. Da, și mă gândeam că trebuie doar ea. Așa am plecat pe greșeala asta. După care am revenit și am dat seama și am înlămurit-o foarte bine. Așadar, acest lucru a fost, dacă vreți, axa principală a discuției noastre de astăzi. Da? Deci, citirea corectă a unei fracții zecimale, spunând câte zecimale sunt. Partea întreagă care aici ne-a interesat. Și am și explicat prin desen cum se întâmplă următoarea zecimală care e împărțită, dacă nu e în 10, iar ai în 10 și ai în 10 și cât e luăm din ea. Și cu asta am înțeles cât de cât. Dar nu numai, eu fac efortul ăsta nu pentru mine, numai pentru mine sau pentru grupul de copii, deci sunt motivul pentru a mă provoca. Eu fac asta pentru toți cei care vor urmări filmulețul nostru. Da? Deci generațiile care vor urma au o șansă imensă pentru că au șansă, posibilitatea să înțeleagă bine. Altfel, într-o nebuloasă de asta, cum se întâmplă acasă, cum s-a întâmplat pentru toată școala românească, cum și voi ați parcurs școala și v-ați ales cu aceste informații defectuos prezentate, neinsistându-se la timp cât se poate de bine pentru a înțelege lucrurile. Noi le spunem că aici ne străduim, chiar eu fac efortul maxim cu putință pentru ca generații care vor urma să aibă o șansă, asta de mare, deci mă gândeam, zic, când va veni vremea, poate nu în timpul vieții mele, se va întâmpla asta, dar mi-aș fi dorit să asist la momentul acesta când va fi cunoscut și recunoscut acest efort pe care îl fac eu pentru ca matematica să fie prezentată într-un limbaj accesibil și bineînțeles, corect înțeles. Aceste legi care s-au dat cu 2 și cu 5, credeți-mă că m-am frământat un pic la ea. Din clipa în care le-am văzut anunțate, m-am întrebat, băi, de ce 2 și 5 aceea? Ce mă stare? Cum? De unde vine chestia asta? Asta era. Că scap de 2 și cu mulțit cu 5 în frații echivalente. Deci am încercat. Tot timpul fac efortul maxim ca să fiu pe înțelesul lor, să pot să mă gândesc de ei. Că altfel, cu copiii, nu glumești, nu le spui lucruri pe care nu înțeleg, te-au părăsit. Bunea. Așa se întâmplă la clasă. Și de asta și-o părăsesc ei. Asta se întâmplă. Da. Deci, stau, părinții stau tremur în spatele lor. De ce nu, frate? De ce nu înțelegi? Păi nu înțelege. Dar nu înțelege corect. Da. Asta. La revedere. La revedere. Nu uitați de like și share, că vă doriți pe profil online.